Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor! Astăzi ne amintim de una dintre cele mai importante date din istoria etniei rome din România, 20 februarie, ziua care marchează dezrobirea romilor. De asemenea, vă prezentăm imagini de la reuniunea Consiliului Director al Partidei Romilor, eveniment care a prilejuit dezbaterea unor teme prioritare și luarea unor decizii importante privind participarea romilor la recensământul populației și locuințelor. În continuare, aflați cum pregătesc filialele Partidei Romilor din țară derularea acestui proces important, ce acțiuni sunt pregătite pentru informarea și susținerea romilor, pentru asumarea identității la recensământ și care sunt perspectivele de participare în fiecare regiune a țării, chiar de la liderii prezenți la lucrările Consiliului Director al Partidei Romilor de la București. Rămâneți alături de noi! Din Viața Romilor începe în câteva momente! Au trecut 166 de ani de la dezrobirea romilor, o robie atât de lungă încât oamenii au uitat să mai fie oameni, 500 de ani în care romii au plecat capul, au fost bajocoriți, așa cum nu umilești nici măcar un animal, 500 de ani în care romii au internalizat în toată ființa lor comportamentul și mentalitatea de rob, un corset mental pe care etnicii romii l-au folosit atât de mult și atât de intens, încât efectele dezastruoase se văd și astăzi în orice plan al existenței. Domnitorii, boierii, biserica aveau drept de viață și de moarte asupra lor, copiii erau vânduți și luați de lângă mamă, fecioarele treceau mai întâi prin patul domnitorilor și al boierilor, erau dați la schimb pe vite, erau biciuiți, întemnițați, umiliți fizic și verbal pentru deliciul publicului și apoi omorâți cu bestialitate, cu poftă și nebunie, de către cei mai puternici dintre oameni, doar pentru că aveau puterea să o facă. Oameni, dar nu umani, domnitorii, boierii și preoții i-au folosit pe romi ca pe o sursă generatoare de venituri, romii au umplut visteriile domnești, au fost cei mai pricepuți în slujbele de zi cu zi, întreținând economia principatelor, ba chiar au îmbogățit folclorul și literatura pe care au consemnat-o cronicarii și trubadurii vremii. Ca să putem vorbi de momentul dezrobirii, trebuie să știm ce a însemnat robia. Pe cine anume au dezrobit, de ce s-a întâmplat acest lucru, cum s-a ajuns aici. Vorbim de 20 februarie 1856, dar în spatele acestei date sunt 500 de ani de robie, când oamenii stăpâneau oameni. Și mai bine zis, când proprietarii, mănăstirile, boierii și domnul din cele două principate române, Țara Românească și Moldova, stăpâneau țigani, stăpâneau robi, doar că această titulatură de rob apare cu adevărat în documente de-abia undeva în jurul anilor 1600, însă până atunci se folosea efectiv termenul de țigani, care era asimilat de fapt acelei stări de robie despre care vorbi. Ca să înțelegem mai bine despre ce vorbesc, cred că ar trebui să apelăm la documentul lui Mihail Gogolnicianu și o să vă rog să mă lăsați să le evidențiez puțin, pentru că spune mai mult decât ar putea spune orice istoric, orice analist al perioadei respective. Chiar pe ulițele orașului Iași, în tinerețele mele am văzut ființe omenești purtând lanțuri la mâini sau la picioare, ba unii chiar coarne de fier aninate de frunte și legate prin coloane împrejurul gâtului, bătăi crude, osândiri la foame și la fum, închidere în închisori particulare, aruncați goi în zăpadă sau râuri înghețate. Iată soarta nenorociților țigani. Apoi disprețul pentru sfințenia și legăturile de familie, femeia luată de la bărbat, fata răpită de la părinți, copiii rupți de la sânul născătorilor lor și răzlețiți și despărțiți unii de alții și vânduți ca vitele la deosebiți cumpărători în cele patru colțuri ale României. Nici umanitatea, nici religiunea, nici legea civilă nu avea o crotire pentru aceste nenorocite ființe. Era un spectacol grozav, strigător la cer. De aceea, povățuiți de spiritul secolului, de legile omenirii, un număr de boieri bătrâni și tineri au întreprins de a spăla patria lor de rușinea sclaviei. Documentul lui Cogălnicianu ilustrează starea în care acești oameni au trăit 500 de ani ca vitele. Erau proprietatea unui stăpân care putea vinde, putea lăsa zălog un rob, putea să-l bată, putea să-l pună la muncă, putea să-l osândească oricând. Se folosea de el ca de un bun oarecare mișcător, se zice în documentele vremii. La 22 decembrie 1855, legea pentru dezrobirea țiganilor particulari era votată în unanimitate în divanul Moldovei. Sunt eliberați și ultimii circa 5.000 de țigani robi. La scurt timp, o asemenea lege este votată și în țara românească. Este un moment istoric, dar entuziasmul eliberării nu durează mult, pentru că romii se confruntă cu o situație fără precedent, unde să se ducă și ce să facă cu viețile lor, știau să trăiască doar ca robi. Nu-și puteau lua viața în propriile mâini, pentru că până la momentul dezrobirii, ei nu avuseseră o viață a lor. Până în perioada interbelică, romii trăiesc fără reguli clare cărora să se supună. În ceea ce îi privește, România nu generează o strategie clară de integrare, una care să se plieze pe necesitățile unei minorități cu nevoi speciale, dată fiind istoria lor cumplită. Sunt folosiți, repudiați și trimiși la moarte sigură atât pe front, dar mai cu seamă în anii deportării. Ei au fost aici, întotdeauna. Nu li se poate spune că fac parte dintr-un alt stat. Și întotdeauna au fost loiali acestui stat. Au luptat în primul război mondial și în al doilea război mondial. Romii au fost ostași ai acestei țări. Și au luptat pentru această țară. Faptul că s-a întâmplat mai târziu, nu? Acel episod foarte tragic al Holocaustului și al deportării, mai ales al deportării spre Transnistria, atunci când știai că capul familiei este plecat pe front ca să lupte pentru această țară, iar familia lui era luată și deportată în Transnistria ca fiind nedezirabilă societății, inutilă și de care oameni de care te poți lipsi, cred că nu era foarte ușor unui om de pe front care primea o astfel de scrisoare. Știți câți au dezertat ca să plece după familiile lor? Știți câți au cerut ajutor și scriau regelui și reginei, i-au scris chiar și lui Antonescu, spunând că ei sunt ostași ai statului român și că nu e drept ca familia lor să fie luată și deportată în Transnistria în niște condiții de nedescris. Nu știu, nu e momentul astăzi să vorbim despre ce înseamnă Holocaust. Ați mai avut emisiuni în care... Dar Holocaustul și deportarea au dezumanizat oameni, familii întregi, oameni care n-au mai vrut să trăiască ulterior, oameni care și-au pierdut identitatea, oameni care n-au mai vrut să-și amintească de un episod atât de trist. Episod în care, nu știu, ce să-ți amintești, că te mâncau păduchii, că mureai de foame, că îți îngropai familia cu unghiile, că nu ți se dea voie nici măcar să-l plângi pe cel care a murit lângă tine și trebuia să pleci biciuit mai departe sau lovit de patul de armă al soldatului. Ce să-ți amintești? Din nefericire, spun pentru mine, eu am cunoscut un bătrân care a fost în Transnistria, care avea 20 de ani atunci când a fost luat împreună cu familia, avea soție și un copil și care au plecat spre niciunde, neștiind nici măcar de ce au fost luați. Într-o zi s-au trezit pur și simplu cu jandarmi în casă și amintea săracul, de exemplu, că era Sfântă Mărie Mare. Era 15 august când au fost luați, duși într-o gară, puși în niște trenuri de vite, nedeschise până la o anumită destinație, oameni care ajunseseră să... Vă dați seama în ce mizerie poți să trăiești, mai dacă te gândești la nevoile fiziologice, câte o săptămână în care nu se deschidea vagonul respectiv. Oameni care ajungeau să vadă cum erau aruncați cu morții în șanțuri și morții erau copiii sau părinții lor, mi se pare înfiorător să treci peste astfel de momente, să te reîntorci și toată lumea să aștepte de la tine să fii un cetățean dezirabil societății și să răspunzi societății ca și cum tu n-ai pățit nimic, ție nu ți s-a întâmplat nimic în spate, tu nu ai niciun fel de traumă. Dar cum să vă spun, spunea, cred că Nicolae Chiori i-a spus la un moment dat, uniforma aceasta etnică pe care o purtăm, întotdeauna își va spune cuvântul. Și-a spus cuvântul de-a lungul istoriei și își va spune cuvântul. Depinde cum știm să o purtăm. Pata de pe obrazul țării noastre nu se va șterge niciodată, pentru că nu poți șterge atrocitățile comise asupra uneia dintre cele mai importante etnii de pe teritoriul românesc, mai cu seamă dacă vorbim despre o minoritate a cărei istorie s-a confundat cu istoria poporului român. Pe spatele romilor s-a construit o națiune numită România, iar acest fapt trebuie cunoscut și înțeles pe deplin. Romii vor recupera, dar pentru a reuși, este vital ca aceștia să își cunoască istoria, pentru că acolo sunt rădăcinile și identitatea lor. Îndrăznesc să afirm că dezrobirea a însemnat de fapt o cădere a Bastiliei pentru societatea românească, o societate încă profund ancorată în mentalitatea evului mediu, în care conta doar apartenența social-juridică și nu calitatea de ființă umană. La jumătatea veacului al XIX-lea, respectiv la 1855 și 1856, se încheia ultimul episod al dezrobirii. Dezrobirea nu a însemnat o îmbunătățire radicală a vieții romilor. Poate că multe din realitățile pe care romii le trăiesc astăzi au la bază și acest mod defectuos de rezolvare a dezrobirii, așa cum s-a gândit. Dezrobirea la care asistăm, la care trebuie să aspirăm cu toții, nu poate fi decât una în plan spiritual. Este esențial să ne asumăm identitatea de romi, tocmai în acest spirit al unei dezrobiri, nu de natură juridică, ci de natură sufletească. În această săptămână, reprezentanții filialelor județene ale organizației Partida Romilor Pro-Europa din întreaga țară s-au reunit la București într-o ședință de Consiliu Director, convocată de președintele organizației Nicolae Păun. Cu acest prilej au fost analizate impactul și eficiența acțiunilor efectuate în lunile decembrie și ianuarie, derularea campaniei civice de informare privind asumarea identității etnice, Asumă-ți identitatea, au fost aprobate parteneriate de lucru cu alte organizații non-guvernamentale și au fost demarate procedurile de evaluare a membrilor organizației. De asemenea, un punct important în dezbaterile de la București a fost implicarea Asociației Partida Romilor pentru informarea etniei în privința desfășurării recensământului populației și locuințelor din acest an. Conducerea organizației a prezentat liderilor din țară detaliile protocolului de colaborare semnat în acest sens cu Institutul Național de Statistică. De altfel, la ședință a participat și Cristian Șelaru, expert în comunicare al Institutului Național de Statistică, pentru a prezenta detaliile etapelor de autorecenzare și recenzare față în față, care urmează să se deruleze în comunitățile din întreaga țară. În acest context, au fost dezbătute și analizate diverse situații în care pot fi puși cetățenii la recensământ, ce trebuie să știe oamenii din comunitate despre drepturile lor și oferirea de informații în cadrul acestei colectări de date și mai ales metodologia de recrutare și încadrare a recenzorilor proveniți din cadrul etniei rome. Echipa din Viața Romilor a urmărit discuțiile purtate pe această temă și în continuare vă invităm să urmăriți opiniile liderilor locali și regionali ai Partidei Romilor, care au răspuns întrebărilor lui Sorin Sandu legate de pregătirea recensământului și situațiile concrete cu care se confruntă fiecare comunitate. La Șotu-Maroghes Romale, bun găsit, dragi prieteni! Am profitat de întâlnirea Consiliului Director al Partidei Romilor Pro-Europa pentru că în această ocazie se adună toți liderii acestei organizații, liderii filialelor Partidei Romilor din țară și am dorit să discutăm cu cât mai mulți dintre ei aspecte legate de modul în care domniile lor pregătesc recensământul cu precădere în comunitățile de rom. Desigur, este vorba despre recensământul care a început deja într-o primă fază prin colectarea de date de la administrația locală, urmează autorecenzarea și apoi recenzarea de către un recenzor. Pentru început vorbim cu doamna Lăcrămioara Ursu, președinta filialei Partidei Romilor Pro-Europa, județul Iași. Sărut mâinile, mulțumim că ați acceptat să fiți la masa dialogului nostru. Vă mulțumesc pentru invitație, bună ziua! Spuneți-mi, vă rog frumos, cum vă pregătiți pentru acest proces care deja a fost demarat, dar în comunitățile de romi încă nu a început. Cum pregătiți comunitățile de romi ca oamenii să-și declare deschis etnia? Care ar fi avantajele acestei declarări deschise din perspectiva dumneavoastră, din perspectiva oamenilor? Care ar fi dezavantajele? Credeți că se vor declara oamenii, nu se vor declara? Sunt chestiuni pe care aș vrea să le dezbatem în câteva minuțele. Noi la nivelul județului Iași am început prin vizitele în comunități, adunat oamenii, stat de vorbă cu dumnealor, i-am informat cât de bine este să-și declare etnia, am stat de vorbă cu ei în limba romanii. Foarte important, e un aspect foarte important, pentru că apare o deschidere a oamenilor. E cea mai mare deschidere. Eu când merg personal la ei și le spun, uitați, eu sunt Lăcrămioara Ursu, eu sunt consilier județean, sunt a voastră, vin să vă îndrum către un lucru bun. Asumați-vă identitatea, declarați-vă copiii pentru că au șanse extraordinar de bune pentru viitorul lor, așa că nu trebuie să vă fie rușine să vă declarați identitatea. Și înțeleg oamenii ce le spuneți? Oamenii percep foarte bine lucrul ăsta, înțeleg altfel când vine o persoană de etnie romă să-i învețe să-și declare etnia. Nu au acea reticență pe care ar avea-o și pe care, de fapt, s-a dovedit că au manifestat-o în relația cu cei care nu sunt de etnie romă de-a lungul timpului. Un alt avantaj mai avem în felul următor. Noi, Partida Romilor, la nivelul județului Iași, avem o relație foarte, foarte bună cu toate primăriile din județ. Persoanele de etnie romă, când ne primesc în comunitatea lor, ne primesc cu tot cu primari. E o familie, extraordinară, cu consilierii noștri din unele primării unde avem consilieri locali de etnie romă și ei când văd că suntem toți grămadă, vin cu inima deschisă și spun, da, eu anul ăsta vreau să mă declar. Deci anul ăsta cred că va ieși un număr real al persoanelor de etnie romă. Cumva prefigurați, pentru că asta voiam să vă întreb acum, mi-ați prefigurat întrebarea. Credeți că va fi altul numărul față de recensământul? Cu siguranță, da. Adică, cu siguranță, da. Oamenii au devenit mai conștienți, au devenit mai deschiși, mai relaxați, ne-aș declara etnia. Cu siguranță, da, pentru că noi, cel puțin în ultimul an, am făcut vizite aproximativ, dacă n-am fost în fiecare comunitate, de 2 ori într-o lună, odată cu siguranță am fost. De altfel, asta face parte din fișa postului. Face parte din fișa postului, ne o asumăm, ne ținem de treabă și ne facem treaba așa cum trebuie. Spuneți-mi, acest proces al autorecenzării, a doua etapă a recensământului populației și locuințelor, cât de viabil ar fi în comunitățile de romi? Oamenii se duc la o tabletă, la un laptop, completează un formular, ei, copiilor, cei care știu. Cum vedeți acest aspect în comunitatea noastră de romi? Sunt comunități unde nu știu să intre, să acceseze tehnologia, să autorecenzeze, dar noi, pentru că am discutat și am rugat primarii ca să țină cont de recenzorii noștri de etnie romă, să meargă din poartă în poartă și să-i ajute. Asta chiar în prima fază, pentru că sunt acele puncte de consiliere, cum se cheamă, unde oamenii care nu cunosc, nu știu să completeze, pot veni și sunt consiliați de către diverse persoane. Păi. Doriți ca și în această etapă a autorecenzării să vină acei recenzori romi? Da, da. Noi am stat de vorbă cu fiecare primar în parte și le-am explicat cât de necesar este să avem un recenzor de etnie romă care să poată intra în casele lor, să poată vorbi cu ei și să le deschidă mintea cum ar trebui să-și arate etnia. Nu să influențeze, ci să nu înțeleagă oamenii greșit. Adică în recensământul anterior au fost destule situații când recenzorii, orică i-au întrebat, orică nu i-au întrebat, au trecut acolo la etnie român, în loc de rom. Și oamenii au acceptat mai de rușine, mai că n-au știut, mai... Probabil că a existat și acea problemă care... Sunt comunități de romi unde recenzorii români n-au îndrăznit să intre. Au fost și situații din asta? Au fost și situații de genul ăsta. Și atunci oamenii au rămas nerecenzați? Și au rămas nerecenzați. Și ziceți dumneavoastră că în condițiile în care exista acești recenzori romi, ei intră fără nicio jenă, fără nicio opreliște în comunitatea de romi, mai ales fiind vorbitori de limba romanii. Când sunt vorbitori de limba romanii și când intră în casă la ei și vorbesc cu ei pe țigănește, vorba noastră, da? Îl primești, îl pune și la masă dacă trebuie. Vă mulțumesc pentru scurta noastră discuție. Dacă doriți să transmiteți un mesaj prietenilor noștri, romilor din comunitatea noastră, o puteți face la camera aceea legat de acest recensământ, dacă doriți desigur și în limba romanii, cu atât mai mult, dar cum doriți dumneavoastră, este la latitudinea dumneavoastră. Am să le transmit un mesaj în limba română ca să avem și persoane de etnie romă care nu sunt vorbitori de limba romanii și am să le transmit în general la toată lumea. Vă rog din suflet să vă asumați etnia, să nu vă fie rușine că sunteți persoane de etnie romă. Să fiți mândri de lucrul ăsta, pentru că trebuie să ne asumăm acest aspect. Vă mulțumesc frumos pentru cele câteva minuțele pe care vi le-ați rupt. Acum să mergeți la ședință, sunt aspecte importante acolo. Iar noi continuăm, dragi prieteni, vom invita alți lideri ai Partidei Romilor la această masă a dialogului. Odată la 10 ani ai ocazia să participi la recensământ. Asumă-ți identitatea. Sunt cetățean român de etnie romă și mi-asum etnia. Îl avem alături de noi pe domnul Marian Neagoie, președinte interimar al filialei Partidei Romilor Pro Europa, județul Argeș. Vă mulțumesc, domnule Neagoie, că ați acceptat să veniți la măsuța dialogului nostru. Spuneți-mi ce acțiune ați demarat dumneavoastră în județul Argeș, filiala Partidei Romilor Pro Europa, pentru ca recensământul populației și locuințelor să se desfășoare în bune condiții, și mă refer cu pregătire la comunitățile de romi pe care le păstoriți și pentru a reflecta realitatea, numărul acela real pe care noi toți îl așteptăm de atâta timp, pentru că una e ce spune recensământul, ce spun datele oficiale și altul este numărul real, dar iată că contează acel număr din recensământ, acele date oficiale, atunci când e vorba despre diverse fonduri care să vină către comunitate. Având experiența recensământului din 2011, parcă, da. Am pornit de la acel nivel și de la acea bază pe care o aveam noi de date neoficială și apoi în urma recensământului oficial. Vreau să vă spun că atunci, punând lucrurile în oglindă cu situația de acum, în Argeș erau declarați doar 2000 de romi, în Câmpul Lung, în orașul în care eu trăiesc, erau doar 25 de romi. După recensământul din 2011, în Câmpul Lung s-au declarat 600 și ceva, iar în zona Câmpul Lungului s-au declarat 15.000 de romi. A fost un succes, că au fost niște forțe conjugate. Noi avem acolo la Argeș și un colectiv, un comitet director foarte bine sudat, cu oamenii bine instruiți, bine educați, mulți absolvenți de liceu și de facultăți și care au înțeles cu preponderență primii din comunitățile de rom cât de importante să ne declarăm etnia și apartenența. Neoficial cam câți romi ar fi? Neoficial în jurul Câmpul Lungului noi avem, după statistici, numărul recensământ al nostru. Partida are o, să zicem așa, între ghilimele, numărătoare paralelă din diversele acțiuni. Noi o avem. Suntem în jur de 25.000 de romi în fostul raion Mușcer, care cuprindea vreo 40 de localități. Nu e nici mult, dar nici puțin, gândindu-ne la faptul că, și să ne raportăm la faptul că se declarau foarte puțini. Exact. Frica, teama, știți, Holocaustul, toate îmbinate, toate îngemânate, au dat o notă de temere o reticență, foarte bine ați zis, o reticență în a se declara rom. Numai că acum, în perioada asta, păcând toate oportunitățile astea pe care domnul președinte Nicolae Păun și colegii dumneavoastră toți de la București le-au obținut în Parlamentul României, cu locuri gratuite la licee, la facultăți, cu burse, cu studii în străinătate, oamenii au înțeles că, mă, nene, trebuie să aparțin și eu de cineva. Și când au văzut astfel de facilități, că nu mai spun, în zona Câmpulungului sunt vreo 10 inși care au obținut, au absolvit Academia de Poliție în ultimii 10 ani. Pe locurile alocate romilor. Da. Și asta a avut un impact deosebit. Foarte, foarte frumos ce spune și mărturisesc că îmi place entuziasmul și nota dumneavoastră optimistă și pozitivă. Spuneți-mi, această autorecenzare, credeți că este viabilă în comunitățile de rom din județul Argeș? Se știe că, în general, hai să nu generalizăm, dar de multe ori nivelul educațional în comunitățile de rom este unul mai mic. Cât de potrivită este autorecenzarea în fața unei tablete, a unui calculator, să completezi acel formular care nu e foarte complicat, dar nu e nici cel mai simplu. Iar atunci când nu deții cunoștințele necesare... Dragă Florin, din păcate, sunt comunități de romi mari, mult rămase în urmă. Eu spun că, după priceperea mea, și am o vastă experiență și studiile necesare și pregătirea necesară, lucrând și în proiecte europene și în programe naționale, vă spun că autorecenzarea asta, în afară de faptul că, cred eu, peste 70% nu se pricep să o facă, mi se pare totuși dubioasă, fiindcă tu faci ce vrei tu fără să te asiste cineva. Tu spui că am 5 copii, eu n-am decât 3. Dar de ce ai spune că ai 5 copii? Tu spui că ai 5 camere, tu ai 5 camere, dar spui doar 3. Aoleu, mi-a mai mult la impozit. Adică sunt lucruri verificate clar de către mine și mi-au spus cineva cu 10 ani de zile, bă, Mariana, zice, și vă spun, îi spuneam și domnului președinte Nicolae Păun, m-am dus la o familie unde nu pătrundeau românii la recensământ și zice, să vină Marian, că e de-al nostru. Și m-am dus acolo și le-am spus că suntem noi. Zice, bă, Marian, suntem 4. Bă, eu știu că ai și copiii și nepoții, suntem 12. Mariane, nu! Dacă vrei ăștia 4, fiindcă noi mai plecăm graniță, plecăm colo, trecem granița des, să nu ne afecteze că suntem romi. Erau niște romi tradiționali, lipsiți de școală și de educație și care foarte greu înțelegeau și care, la rândul lor, îmi impuneau, dacă vrei bine așa, dacă nu așa. Și eu de asta, eu niciodată nu cred în recensământul ăsta că e 100% real. Eu zic totuși, vreau să spun că băbește, vin eu la tine acasă și dacă vin eu la tine acasă, fie că sunt președintele romilor, fie că sunt expert rom, mediator sanitar, mediator școlar, ne cunoaște, suntem neamuri, devii mai deschis. Absolut. Și tu îi spui, mă, e bine pentru intrarea asta, te vezi, acum sunt o grămadă de proiecte pe tineri mici. Și am în toate comunitățile de romi, aproape în fiecare localitate de romi, noi deja am prins proiecte și pe a doua șansă, și pe calificări, și pe mai multe. Și oamenii ăștia, eu am avut grijă să le spun, cine o s-a ocupat de voi? Liderul nostru, nu? Pe dacă el a avut grijă să vină și el are grijă de tine, să ieși un ban și o calificare, pleci în străinătate, ai și tu o meserie, sau faci 10 clase, poți să-ți iei carnet după noua legislație și atunci el e mult mai deschis al nostru. Puneți-mi, acum schimbând un pic registru, foarte pe scurt, deja știu că au început semnarea protocolelor cu inspectoratele școlare județene. Cum stați la capitolul ăsta? Dragă Florin, spre marea mea mândrie și satisfacție, v-am spus, eu conduc un comitet director în care niciunul nu e șef la Câmpul Lung și toți băieții sunt foarte bine pregătiți și ancorați în activitatea romilor și mai ales în dorința cea mai mare și ambiția mea, învățământul. Eu însumi mi-am făcut o facultate, copiii mi-au făcut facultate, masterat, nu spun ca o laudă, dar pot să fiu un exemplu. De bine, exact, de exemplu. Pot să fiu un exemplu. Și noi ținem foarte mult, și eu și colegii mei, și Liță de la Mare de la Prefectură și toți ceilalți colegi. Și acum avem și o secretară nouă, doamna Tudoroi Marcela, care e foarte mulțumit și ea la ideea de învățământ. Avem o colaborare foarte strânsă cu institutele, Inspectoratul Județean pentru Învățământ. Problema e că campaniile astea care încep sunt foarte bine făcute, dar campania nu trebuie făcută în 3 luni, campania trebuie făcută în tot timpul anului. Foarte frumos ce spuneți, vă mulțumesc, domnule Neagoie, pentru cele câteva aminte și pentru ce ne-ați împărtășit. Mult succes vă doresc în toată activitatea. Și noi vă mulțumim frumos, dacă le facem cu drag pentru semenii noștri. Noi continuăm, dragi prieteni, rămâneți aproape. Domnul Alexandru Racoltă este președintele filialei județului Covasna a Partidei Romilor Pro Europa și aș începe, domnule Racoltă, cu această întrebare. Autorecenzarea, această etapă din procesul recensământului populației și locuințelor, este potrivită, viabilă, adecvată pentru comunitățile de rom din județul Covasna, de exemplu, unde sunteți noastră lideri? Deci noi am fost informați, bună ziua în primul rând, am fost informați de acum un an de domnul deputat Cătălin în legătură cu autocenzarea și cu recenzarea normal propriu-zisă, inclusiv cu calendarul, dar nu ca astăzi la ședința Consiliului Director, că astăzi avem date exacte, dar aproximativ ne-a spus lunile care o să fie. La autocenzare noi o să avem o problemă în sensul rău, fiindcă va fi un singur reprezentant care se va ocupa cu cei care dorește să-și facă autocenzarea, fiindcă în comunitățile de rom sunt foarte mulți rom care nu știe carte. Nu cunoaște să lucreze pe o tabletă, pe un telefon, ca să poată să facă. Și automat atunci se va duce la punctul central unde va fi în fiecare comună, unde va fi și ăsta va fi unde vor primi asistență. Eu eram cenzor în comunitatea de rom. Aveam o relație foarte bună cu primarul, i-am cerut lucrul ăsta ca să... și am mai pus pe cineva în ghilimele de vigoare, care era de etnie maghiară. Un alt recenzor, acea comunitate exact, unde ați fost dumneavoastră. Exact. Așa? El a avut o stradă, eu am avut o stradă paralelă. Strada mea au ieșit toți romi, eu le dădeam explicații clare. Ce ești, cum ești, ce etnie ești. Și oamenii au acceptat explicațiile, au înțeles ușor sau a trebuit să duceți muncă de lămurire? Deci în momentul când e cineva care vorbește pe limba lui, cunoaște obiceiurile, cunoaște limba, cunoaște toate calitățile lor, cunoaște necazurile lor, bucuriile lor. Deci e foarte important. Ei, fata care venea în urmă pe partea cealaltă, pe altă stradă, primul lucru îi întreba, zice, ce limbă vorbești? Pe română, înseamnă că ești român. A, da? Deci e o problemă. Era în funcție de limba pe care o vorbeați. Atunci am sesizat, au venit oamenii la mine și m-au sesizat. Zice, pe noi nu ne întreabă de etnie, ne întreabă de limbă. Ok, și voi ce ați trecut? Considerați că întreba din necunoștință, nu știa procedura sau pentru că voia să influențeze, să treacă etnia într-un anume... Exact. Deci influența a fost. Că după aceea, cu ajutorul primarului, am explicat primarului, primarul m-a înțeles, mi-a lăsat toată comunitatea, am muncit dublu, dar a fost rezultate foarte bune, că am avut 1100 de romi declarați la Belin, cea mai mare comunitate din județul Covasna, dar în schimb și proiecte suficiente s-au accesat în comuna Belin, încât a fost un puntaș și un punct în față. Și atunci dumneavoastră ziceți că aveți o temere în ceea ce privește acel asistent care îi ajută pe oameni să se autorecenzeze, că n-ar menționa corect datele și ar duce etnia într-o altă zonă? Deci nu avem cum să verificăm. Deci noi, ca lider sau ca altcineva, vorbesc de un om care nu știe să scrie și nu știe să citească. Legea nu prevede un observator din partea comunității care să verifice. Să verifice legea merge pe prezumția de bună credință a asistentului. Chiar dacă el iasă afară de acolo și mă întâlnesc cu el și îl întreb ca prieten, ca văr, ca neam, ca rudă, ca orice, ce te-ai declarat? El poate să zică rom. Dar, în schimb, nu știm acum evidența cum o să fie. Pentru că eu asta voiam să vă întreb acum. Cum faceți dumneavoastră să-i ajutați pe oameni, să-i determinați să-și declare deschis etnia, dar este extrem de cu semnul întrebării ce ziceți aici. Deci e un semn de întrebare la autocenzare. La recenzare propriu-zisă, acolo e datoria noastră să ne implicăm. Toate structurile și noi lideri. Deci acum dăm examenul cum ar veni. Dacă eu nu mă duc în comunitate 4 ani, 5 ani, ce să declară ăla? Vă dau un exemplu. Mă duc la Ghelința. Dacă liderul din Ghelința nu are structură, nu știe cum să vorbească cu ei, nu știe ce să le spună, ce înseamnă recensământul, ce calități trebuie să fie acolo și ce trebuie să completeze, n-am făcut nimic atunci. N-am făcut nimic. Credeți că în urma acestui recensământ va rezulta un număr mai mare decât cel din acest moment în județul Covasna sau, de ce nu, poate mai mic? Nu știu care e părerea noastră. Părerea mea e că trebuie să fie mai mare. Avem atâtea posibilități. Avem posibilități. Deci cum să fie mai mic? Nu se poate. Nu se poate să fie mai mic. Eu sunt optimist, eu trebuie să scot mai mult. Am înțeles, mai ales că tot ce spuneți, ziceți că vă mobilizează de fapt ca normal. Să... Normal, deci asta e primul atou. Indiferent că mi intră oameni sau că nu mi intră oameni ca recenzori, ăsta nu e un motiv să dau un pas în spate. E un motiv să fiu mai ambițios și să demonstrez într-adevăr că sunt mai mulți romi în Covasna acum decât în 2011. Să sperăm că această ambiție va da roade și vă doresc succes, domnule Racot. Vă mulțumesc pentru ce ne-ați împărtășit și e foarte bine că știm părerea oamenilor, părerea din teren. Iată, sunt păreri optimiste, păreri mai puțin optimiste, le-aș zice eu realiste, ținând cont de situația concretă de acolo. Vă mulțumesc încă o dată și de asta o să mergeți acum la ședință, suntem în ședința Consiliului Director. Dragi prieteni, noi mergem mai departe cu emisiunea noastră. Recensământul populației și al locuințelor a început. Nu sta deoparte, declară-ți etnia, construiește alături de semenii tăi un viitor mai sigur. Pentru etnia română, recensământul de anul acesta înseamnă unitate. Sunt mama, sunt soție, sunt fiică, sunt soră, sunt psiholog și nu mi este rușine cu etnia mea. Recensământul este aici și acum. Declară-te rom. Fiți responsabili. Fiți mândri că faceți parte din această etnie. Eu mă declar rom. Eu mă declar de etnie romă. Eu mă declar rom. Eu mă declar rom. Nu accepta să fii un anonim și tu faci parte din România. Opre Roma. Declară-ți etnia. Stăm de vorbă cu domnul Gruia Bumbu, vicepreședinte al Partidei Romilor Pro-Europa și președinte al Asociației Pachiv România. Înțeleg, domnule Bumbu, că această asociație este focusată preponderent pe proiecte. Adică vorbim mai mult de domeniul financiar, asta fiind un finanțist. Dar înainte de a merge la Pachiv și la acțiunile și la ceea ce faceți și din această perspectivă, vreau să vă întreb în calitate de vicepreședinte al Partidei Romilor Pro-Europa, cât de importantă considerați că este recunoașterea deschisă a faptului că ești de etnie romă atunci când recenzorul vine să completeze formularul sau atunci când te autorecenzezi? Este un moment istoric pentru noi. De ce? Pentru că recensământul este odată la 10 ani. Iar romii noștri trebuie să înțeleagă că pentru viitorul nostru, pentru intervenția în comunitate, noi trebuie să avem pe cine să intervenim. Da? Dacă până acum au mers cu declarații pe proprie răspundere, cu înțelegerea că, domne, de fapt, într-o comunitate unde sunt 1000 de romi autorecenzați, să spunem, înainte de recensământ sau declarați, în fapt și în drept erau doar 20 sau 30 oficiali. Dacă ne-au fost acceptate din punctul meu de vedere înainte să putem să intervenim pe acei 1000 de romi, chiar dacă erau 20 sau 30 doar declarați, eu sunt ferm convins și cred cu fermitate că după acest recensământ nu o să ne mai dea voie să intervenim în comunitățile unde romii nu s-au declarat. E bine să se declare. Dacă nu se declară, noi nu avem pentru ce să intervenim, pentru că acest recensământ este de importanță majoră istorică pentru noi, că pe lângă recenzarea persoanelor, vorbim și despre recenzarea gospodăriei, despre situație locativă, despre infrastructură, despre toate lucrurile care vor fi evidențiate ulterior în, să spunem, programe și proiecte naționale. Intrarea în planul național, să spunem, de reziliență se face pe baza datelor care se vor colecta în acest recensământ. Iar dacă noi nu existăm, atunci de ce să primim? Și atunci este foarte normal că... Pe de altă parte, oamenii aceia au nevoie de acele proiecte care să le îmbunătățească viața. Lucrurile sunt foarte simple. Existăm, atunci putem să intervenim. Nu existăm pentru că romii noștri au reticență în a se declara de etnie romă. Doamne, toți sunt cetățenii ai României. Una este cetățenia, alta este etnia. Noi suntem toți cetățeni români de etnie rom, da? Și atunci este foarte clar că în momentul când vine recenzorul, sunt cetățean român, dar la etnie trebuie să spun că sunt rom și am următoarele probleme pe care mi le voi evidenția discutând cu recenzorul despre situația locativă, câți copii sunt, ce facem, cum este situația casei, câți metri pătrați, cât toate lucrurile astea. Atunci noi când vom interveni, să spunem, cu un proiect, deja toate aceste date vor exista la statistică, iar nu vor mai exista, să spunem, semne de întrebare asupra necesității intervenției pe infrastructură, pe locuire, pe partea de educație, pe partea de ocupare, pe partea de număr de romi. Nu va mai exista o situație ambiguă. Absolut de acord cu dumneavoastră, dar zicem că nu dumneavoastră, ci o persoană. Cum ați prezentat dumneavoastră situația, vorbește din perspectiva omului pentru care numărul mare de romi este un avantaj în sensul că poate interveni. Dar omul vede acel formular și zice: zi-mi câte camere ai în casă, zi-mi cum stai cu sănătatea, ce copii, câți bani câștigi, ce salarii ai și așa mai departe. Astea sunt informații pe care unii oameni le consideră sau nu prea vor să le dea. Cum? Ce le spunem acestor oameni de etnie romă? Este imperios necesar să declarăm ceea ce avem. Știm că trăim în multe comunități, trăiesc în sărăcie extremă, nu avem acces la utilități, nu avem acces la apă, nu avem acces la multe lucruri. Păi tocmai asta este momentul în care să ne spunem păsul, să spunem că existăm prin autodeclarare, prin declararea noastră că aparținem, suntem cetățeni români de etnie romă și avem următoarele probleme. Aici este cumulul problemelor declarate de către oamenii noștri, duce după aceea la o oglindă a realității din teren, iar statul român în momentul respectiv este obligat și noi să-și adapteze politicile la realitate, parte, sigur că da. Să mergem și să rezolvăm acele probleme. Deci statul român, romii sunt cetățeni ai statului român. Dom'le, mai apare tot felul de discuții, dom'le, nu ne mai duce nimeni la bug, nu ne mai duce nimeni, nu este adică prerogativ că... știi cum e? Că eu mi-aduc aminte foarte clar că și când eram mici și miliția striga după noi că filați asta, că vă punem în trenul și vă trimitem în India. Și povesteam cu bunicii și cu asta în care au fost arestați, duși în șanțurile cetății, ținuți acolo, trimiți la bug o parte mare din familie. Și asta. Dar asta ține de o istorie, da? Într-adevăr, această istorie colectivă a fost transmisă și frica noastră este, să spunem, oarecum justificată și să nu se repete. Dar nu există, din punctul meu de vedere, în momentul de față, trebuie să demonstrăm că există. Iar aceasta este o oportunitate extraordinară să ne autodeclarăm ceea ce suntem, iar statul român să știe că existăm și că avem nevoie de ajutor și de intervenție. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, domnule Groia, pentru îndemnurile dumneavoastră și mult succes în toată activitatea noastră. N-am vorbit despre asociația PACHIF, poate în câteva... Mulțumesc! Este foarte important în momentul de față, nu asociația, ci este vorba despre acest recensământ în care noi, romii, trebuie să ieșim din aura asta. Ne este frică de multe ori să ne declarăm. Sote cărau, cai că copilul meu, cum merge copilul meu la școală și zice lumea că e țigan, mai e rom, las mai bine să declarăm că e român. Lasă-mă că oricum lumea știe cine ești. Adică niciodată nu o să te ia după hârtie că tu ai declarat că ești român. Tot ăla ești. Nu trebuie să ne fie frică de ceea ce suntem. Iar în momentul când ne autodeclarăm, devenim mândri și avem stimă de sine ridicată. Pentru mine este o mândrie să fiu etnic rom. Pentru că prin ceea ce sunt pot să aduc un plus de valoare acestei societăți. Nu să mă ascund, pentru că în momentul când mă ascund, mi-este frică să nu fiu descoperit. Și asta este un îndemn și către cei care, și către intelectualitatea romă, cât și cei care le este frică pentru a le merge mai bine să declară români. Doamne, toți suntem cetățeni români. Nimeni, cetățenia, nimeni nu ne poate lua. Dar avem ceva în plus care este etnia noastră, care este sufletul, tradiția, cultura și elementul care ne ține împreună, că suntem cetățeni români de etnie romă. Vă mulțumesc și vă rog să vă declarați la recensământ. Asta este îndemnul meu. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc, dragi prieteni, mergem mai departe! Sunt actor și regizor și îmi amintesc că la celelalte recensământe, pentru că fac parte din categoria romilor invizibili, persoanele care colectau datele ne treceau, fără să ne întrebe, din oficiu ca fiind români. Și de fiecare dată în familia mea se lăsa tăcere. Cred că este foarte important să ne asumăm și să ne declarăm etnia, pentru că doar împreună putem să luptăm împotriva discriminării și ne putem revendica drepturile pe care le merităm, fiind cea mai numeroasă minoritate etnică din România. Se află la masa dialogului nostru, în acest moment, Ionuț Androne, coordonator al Partidei Romilor Pro Europa, regiunea Brașov. Ionuț, noi ne tutuim, așa am stabilit de multe ori, am mai discutat. Spune-te, rog, ce fel de acțiuni ați demarat sau aveți în lucru în această perioadă în care, iată, deja a început recensământul, pentru că acesta să se desfășoare cât mai bine în comunitățile de romi și să reflecte cât mai corect realitatea, numărul real al romilor? Da, mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Într-adevăr, este cea mai importantă activitate, acțiune pe care noi încercăm să ne asumăm cât mai bine și cât mai cuprinzător în acest an, recensământul despre care vorbeai. Este, după cum știm, se întâmplă o dată la 10 ani, 11 ani, cum ne aflăm noi acum. Este o activitate importantă, poate cea mai importantă din ultimii ani, pentru că, în sfârșit, autoritățile publice locale, județene și de la nivel central vor descoperi exact în ce situație se află comunitățile noastre de romi. Lucruri pe care de multă vreme autoritățile nu-l cunosc, să zicem. Îl cunosc trunchiat, pentru că știm bine, foarte multă lume știe cum s-a desfășurat recensământul din anul 2011. Acum ne aflăm în era digitalizării, este altă treabă acum. Ce mi se pare mie cel mai important, de fapt, la această acțiune și ceea ce vrem noi să facem, de fapt, este nu neapărat să numărăm oamenii, pentru că mi se pare destul de puțin relevant să afli câți oameni sunt într-o comunitate, pentru că este în continuă mișcare, natalitatea este scăzută, după cum bine știm, în ultimii 10 ani și atunci este mai puțin important pentru noi câți suntem. Pe mine mă interesează mai mult, pe noi de la Brașov ne interesează mai mult să aflăm, aplicând chestionarele, câți oameni nu au apă, câți oameni nu au gaz, câți oameni nu au electricitate, câți oameni nu au canalizare. Îți mulțumesc că spui aceste lucruri. În chestionarele astea, de fapt, cel mai important lucru, în opinia mea, asta este. Să aflăm, să avem o statistică clară asupra acestei probleme și să o transmitem mai departe, pentru că INS-ul va pune la dispoziția Guvernului, Parlamentului și așa mai departe, va pune la dispoziție aceste date. Noi încercăm și ne-am propus ca anul acesta să reușim să creștem această asumare a identității cu 20-25% la nivelul județului Brașov, dacă acum sunt declarați 18.000 de persoane. Din datele noastre, neoficiale, pentru că nu putem să știm cu adevărat, sunt undeva la 60.000 de persoane de etnie română. E o diferență semnificativă. Și este o diferență semnificativă și cred eu, din păcate, că va rămâne. Autorecenzarea aceasta, Ionuț, ți se pare adecvată, ți se pare viabilă pentru comunitatea de romi din România și, sigur, cu focus pe comunitatea pe care o cunoaștem? Autorecenzarea, cred eu că se referă mai mult la un procent, să zicem, 30-35% din populație, populația majoritară cu precădere, care poate să facă treaba asta. În primul rând, care are informația că poate să facă acest lucru, pentru că vă garantez, dacă mergem într-o comunitate de romi și întrebăm ce înseamnă autorecenzarea. Și nu numai asta, ne ducem în orice comună din România și pun pariu că din poate 2500-3000 de localități câte sunt, 99% nu cred că știu ce înseamnă autorecenzare. Și nu vorbim doar despre romi. Bineînțeles, nu. Vorbim de mediul rural și mediul urban. Exact. Ai fi surprins. Și în București, dacă mergem, o să vezi că poate 7 din 10 persoane nu știu ce înseamnă procesul de autorecenzare. Pe de altă parte, să completezi un formular necesită ceva cunoștințe, necesită ceva și nu e un formular foarte simplu, nu e nici cel mai complex, să procesul zicem așa. Procesul, care e, Sorin, de fapt? În primul rând trebuie să ajungi pe acel link. Unde îl cauți? Institutul Național de Statistică, nu? Pe site-ul institutului. Câți oameni știu că există Institutul Național de Statistică? Foarte puțin, în mod real vorbim. Poate că cumva, noi doi știm. Poate cumva și ăsta este rolul nostru în această emisiune. Eu nu o să-ți mărturisesc ceva și le spun și colegilor mei. Am impresia că noi cu această emisiune ne ocupăm mai mult de recensământ decât s-au ocupat toate autoritățile din România. Nu știu de ce spun eu lucrurile astea. Pentru că ne-au ajuns din urmă frustrările. Retrăim oarecum momentele anului 2011 când se duceau recenzorii și nu-i treceau pe oameni, adică nu scriau acolo că sunt de etnie romă. Știi că s-a întâmplat treaba asta și la noi, în județul Brașov. Vin din spate aceste fantome ale trecutului și ne fac să punem accent pe treaba asta. E necesar să fie un recenzor rom în comunitățile de rom sau nu este o necesitate? Din punctul meu de vedere, știm că chestionarul are foarte multe întrebări. Ce ne doare pe noi, ce vrem noi să scoatem în evidență, este apartenența etnică. Și atunci, pentru noi, cum probabil pentru ceilalți nu, dar pentru noi este foarte important să avem această apartenență etnică declarată în cadrul acestui recensământ. Și atunci, eu spun că din punctul nostru de vedere este vital ca recenzorii, printre recenzori, să se afle și recenzori de etnie romă, pentru că, după cum bine știm, există persoane în vârstă care încă mai cred că dacă se declară, o să fie deportați. Da. Oameni trecuți de 75 de ani, 80 de ani. Unui om, și contează și ce recenzori de etnie romă sunt, știi? Pentru că dacă se duce un tânăr de 19 ani și se află în față cu un om în vârstă și acela îi spune: dom'le, nu vreau să mă declar că mă deportează, atunci tânărul acela trebuie să știe ce înseamnă deportarea, ce a însemnat deportarea pentru neamul nostru. Ca să poată să explice. Să poată să explice: dom'le, nu mai e cazul să se mai întâmple, nu se va mai întâmpla treaba asta, pentru că, uite, în istorie așa s-a întâmplat, dar nu va mai fi cazul. Ce încearcă Partida Romilor să facă prin inițiativa președintelui și a deputatului și al colegilor noștri, să ajute procesul de recensământ, să ajute să ajungă în fiecare cătun, că așa se numesc ele, în fiecare localitate unde nu există nimic, să ajungă acolo, să ajungă la firul ierbii, la cei oameni care, într-adevăr, de care noi avem, într-adevăr, nevoie să avem cunoștință de aceste persoane și ei au nevoie ca noi să-i luăm în considerare și să-i ajutați, să interviți atunci când e nevoie. Sigur. Nu suport numărul ăsta, nu suport expresia asta, să-i numărăm. Mă gândesc la vite tot timpul, știi? Tot timpul la chestia asta mă gândesc. Mă gândesc la altceva când mă gândesc la recensământ. Dar în fine, asta e altă discuție. Ionuț, îți mulțumesc pentru sinceritate. De altfel, tu ne-ai obișnuit, cel puțin pe mine, cu sinceritatea ta de fiecare dată. Vreau să schimbăm un pic registrul și foarte, foarte pe scurt să vorbim despre cum vă pregătiți, dacă ați început pregătirea pentru locurile alocate elevilor romi în școli, în licee, protocolul acela pe care se semnează în fiecare an între partidă, cu inspectoratele școlare, județene. Cum stați? Noi am început să ne pregătim încă de anul trecut, protocolul încă nu l-am semnat pentru că trebuie să primim documentele de la centru. O să semnăm și acest protocol. Este mai puțin important acest protocol pentru că sunt niște hârtii care se pot modifica. Formalități. Exact, formalități pe care trebuie să le facem. Ce ne interesează pe noi, deja am primit foarte multe telefoane, ca să-ți imaginezi, Sorin, anul trecut, în anul 2021, am eliberat cele mai multe recomandări din istoria județului Brașov. Am trecut de 300. Și atunci ne-a ajutat foarte mult treaba asta cu digitalizarea, știi? Le-am trimis pe mail, s-au scanat buletine și ne-a ajutat. Uite, digitalizarea în procesul ăsta cred că este vitală și asta ar trebui să facă. Am primit deja telefoane de la părinți care vor să își declare cât mai repede copiii, să ajungă să fie sigur că educația copilului este în siguranță și că acel copil va ajunge la liceul unde el își dorește. Știi? Asta e o bucurie. Pentru mine, mă ia și pe la gâini când vorbesc de treaba asta, pentru mine este fantastic când primim telefoane și mesaje pe WhatsApp sau pe Messenger de la părinți după ce intră copilul la facultate și chiar mi-a scris un părinte: îți mulțumesc, ai schimbat destinul copilului meu. Știi? Adică campania asta SOS Copiii Rom, gândită de colegii noștri de la centru acum mulți ani, părerea mea că este cea mai importantă campanie pe care Partida Romilor putea să o gândească vreodată. Excelent ce spui, excelent. Recunosc că și mie mi s-a zbârlit așa pe la început, s-a transmis acest... Îți mulțumesc, Ionuț, pentru ce ne-ai împărtășit și mult succes în activitate. Mulțumesc, Sorin, și aștept ca noi din teritoriu să fim cât mai des prezenți în emisiunea ta, pentru că avem nevoie și noi să... Au nevoie oamenii din județele noastre să ne vadă că le transmite mesaje de la nivel central. Este foarte important. Cu mare drag. Îți mulțumesc pentru sugestie, deși noi facem acest lucru, dar da, poate că e necesar să fim mai prezenți acolo între oameni. Încă o dată îți mulțumesc. Mulțumesc, dragi prieteni. Noi, cum am zis și până acum, continuăm emisiunea noastră. Numele meu este Raisa Mihai și sunt mândră că sunt romă. Poate că am trecut prin multe ca să ajung să spun în sfârșit cu voce tare sunt mândră că sunt romă, dar asta nu mai contează. Iată că în sfârșit avem o voce și putem să ne facem auziți. Aceasta este șansa noastră, așa că hai și tu la recensământ să declar cu voce tare și eu sunt rom. Recensământul populației și al locuințelor a început. Nu sta deoparte, declară-ți etnia, construiește alături de semenii tăi un viitor mai sigur. Pentru etnia romă, recensământul de anul acesta înseamnă unitate. Sunt mama, sunt soție, sunt fiică, sunt soră, sunt psiholog și nu-mi este rușine cu etnia mea. Recensământul este aici și acum. Declară-te rom. Fiți responsabili. Fiți mândri că faceți parte din această etnie. Eu mă declar rom. Eu mă declar de etnie romă. Eu mă declar rom. Eu mă declar rom. Nu accepta să fii un anonim și tu faci parte din România. Opre Roma. Declară-ți etnia. La masa dialogului se află în acest moment domnul profesor Ion Micuță, secretar administrativ al Partidei Romilor Pro-Europa, filiala județului Prahova și expert la primăria din Ploiești. Domnule Micuță, spuneți-vă, vă rog frumos, să vorbim din perspectiva Partidei Romilor pe care o reprezentați. Acțiuni demarate sau care urmează a fi demarate pentru ca recensământul să se desfășoare cât mai bine. Sigur, ne referim la comunitățile de romi și să rezulte un număr cât mai real. Noi am vorbit în general despre numărul romilor, dar fiind faptul că există așa o diferență mare între numărul real și numărul oficial, numărul din recensământul anterior, dar cineva spunea, domnule, nu ne interesează neapărat numărul, Ionuț Androne spunea, ci situația, unde să punem gaze, drumuri și așa mai departe, să reparăm. Dar pentru a se reflecta cât mai fidel acest număr, cât mai aproape de corect acest număr, care ar fi acțiunile de făcut, de pași de urmat? În primul rând, salut prietene, mulțumesc pentru invitație. Sunt luptător și luptător, să zic așa, un membru al Partidei Romilor vechi și stau puțin în spate, fiindcă sunt tehnic, sunt aplicat, nu-mi place, da, nu sunt președinte, nu sunt nimic, n-am nicio pentru vechimea noastră am pentru și vrut vechimea, să, da, mulțumesc pentru onoarea de a mă invita. Părerea mea, vă rog. Știți că mai de mult, când eram mai tânăr, așa mi-era teamă să mă declar rom, că mă gândeam că vine Antonescu și ne ia după recensământ, dar am fost și recenzor șef anii trecuți, la vechiul recensământ am fost recenzor șef. Și să știți că am contribuit foarte mult în a convinge omul că este un interes al nostru să existăm, să arătăm că existăm și faptic, și real, și adică statistic. Nu numai că ne plângem că suntem, că n-avem aia, că n-avem aia, că n-avem aia, că nu poți să ceri să ți se dea un drept constituțional, european, mondial, conform drepturilor omului, ca și etnie, ca, știu și eu, ca neam dezavantajat în istorie, ce am suferit și de-abia ne-a revenit în 100 și ceva de ani. Nu avem pretenții că suntem în rând cu ceilalți oameni, dar haideți, fraților, să arătăm că suntem. Nu numai când ne plângem, că de aici, de la statistica asta, asta e un preambul și sigur, o să vă spun imediat, fiindcă eu vorbesc Micuță, la 62 de ani, credeți-mă că de aici, de la statistica asta, o să vină proiecte europene. Îi forțăm mâna primarului să spună, bă, avem rom, n-avem apă, mă. Fiindcă dacă noi nu existăm, ne ia așa, populație. Și ce am făcut pentru populație? Mă, dar ce ai făcut pentru romii care i-ai? Ce lucru e bun e de data aceasta? Nu neapărat că noi vede câți romi suntem. De data aceasta e ceva ce n-a fost niciodată. Nu e hârtie, să scrii pe hârtie, să vină cineva să modifice, să falsifice. Nu. Este o tabletă, cum este la votare. Eu am fost președinte de secție de votare. N-aveai ce să faci. Odată ce băgai CNP-ul acolo, adio! Poți să mai vii de 5 ori, dacă bași CNP-ul ăla zice, deja ești recenzat. Nu mai ai voie să mai umbli la el. Deci e un beneficiu, e un lucru bun. E un beneficiu și în afară de ce că cere identitatea și cere și cine e și etnia și toate astea și câți ani ai și ce și cum și unde locuiești. zice, ai acte pe casă, n-ai acte pe casă, ce utilități ai? Pe aici vii și zici primarului, pe n-am, nu e adevărat. Dar uite statistică, domnule primar de la Ploiești, dumneata ai o comunitate, cum e Mimiu, care câteva zeci de familii n-au apă iute, n-au nici acte pe casă. Și se reflectă în documentele oficiale. Și atunci poți să invoci documentele alea în calitate de angajat, în calitate de consilier local sau consilier județean sau orice reprezentat ai fi, să invoci o statistică. Deci ăsta este un argument pentru romii care trăiesc în aceste situații precare, să zicem, să se declare, pentru că astfel ei se vor regăsi în anumite statistici și se va putea interveni în situația lor. Mă, știu, n-avem asta, n-avem stima asta de sine. Dar cu mine, cu tine, actorul, mă, actorul frumos, actor, tu, care te-ai dus în... Cu tine, cu mine, cu Zita, cu domnul Păun, cu Cătălin Manea, cu oamenii ăștia, cu Iulian Paraschiv, să mă scuze că nu știu pe toți, cu Rupiță, cu toți. Mă, ăștia suntem noi. Păi luați-vă după noi, mă, noi suntem modelele, nu ăștia cu lanțul de cut, cu talange și cu chestii de-astea care nu știu să vorbește. Haide, noi contribuim noi la stima de sine. Nu ne trezim peste drum că suntem peste zi așa. Asta va dura, dar e un început, nu? Îmi place, mărturisesc că îmi place, dincolo de faptul că vă admir ca și artist, ca și om. Credeți că se vor declara oamenii de data aceasta mai mult decât la recensământul anterior? Da, sunt sigur. Da? Sunt sigur și eu îi sfătuiesc să se declare, fiindcă nu e rău. Fraților, este timpul, părerea mea, e un mesaj simplu, dacă vreți să mă ascultați bine, dacă nu. Părerea mea, declarați-vă identitatea și ceea ce sunteți voi. Nu sunteți la vot. Nu vă cumpără nimeni nimic, nu vă dă nimeni nimic. Sunteți voi cu Dumnezeu. Dumnezeu care ne-a făcut așa, negri, albaștri, cum suntem noi. Hai să spunem, să vadă Dumnezeu că dacă te-a lăsat cum ești, dacă recunoști, atunci ești omul lui Dumnezeu. Recunoaște că de-aia ne-a lăsat Dumnezeu o rață distinctă, că noi suntem uniți, noi suntem iubitori, noi suntem frumoși, noi suntem carismatici, noi avem dansuri frumoase, avem melodii, avem toate. A început Maneaua să fie național. De ce să nu fim, mă, noi? Mâine, România cu rom, de la rom, nu se știe. Vă mulțumesc pentru ce ne-ați împărtășit, domnule Micuță, și pentru mesaj. Să sperăm că oamenii vor fi foarte receptivi la ce a spus. În definitiv, când recunoști ceea ce ești, ești împăcat cu tine însuți. Împăcarea cu tine însuți înseamnă că ești împăcat cu lumea în care trăiești. Împăcarea cu tine însuți vine de la starea ta socioeconomică, de la ce ai în buzunar, de la ce mănânci, de la cine ești. Dacă te-ai certat cu nevastă ta și dacă ai certuri și scandalul și ești conflictual, nu-ți mai arde să te declari nici om. Dar câteodată, crede-mă că să trecem peste problema asta. Mă, suntem săraci. Suntem mulți proști, dar mulți mă vorba lui Lăpușneanu. Hai mă să vadă lumea că suntem o forță, nu numai declarativ când cere. Hai mă să se vadă scris, mă. Bă, câți romi am în România, mă, deci nu vă cer vot. Nu vrea nimeni niciun vot. Vreau să vă declarați, mă. Atât. Altceva ce ar mai fi de spus. Vă mulțumesc încă o dată și ne pregătim pentru o discuție cu următorul invitat, deși cred că aici ar fi trebuit să se încheie emisiunea, pentru că se încheie într-o notă foarte, foarte, foarte optimistă și pozitivă. Încă o dată vă mulțumesc, doamnă profesor. Și eu mulțumesc. Bună, sunt Oana Rusu și sunt actriță, dar mai ales sunt de etnie romă. Iată că a început recensământul și este foarte important, dragilor, să vă asumați identitatea, să recunoașteți cine sunteți. Salut! Suntem Gypsy Casual! Este foarte important să te declari rom la recensământ. Este important pentru că trebuie să ne asumăm identitatea, să avem reprezentare culturală și identitară peste tot în lume. Eu mă declar rom. Eu mă declar de etnie romă. Eu mă declar rom. Eu mă declar rom. Alături de noi se află doamna Viorica Gotu, președinta a Partidei Romilor Pro Europa, filiala județului Galați, Sărut mâinile și vă mulțumesc că ați acceptat să ne împărtășiți din ideile noastre, doamna Gotu. Spuneți-mi, vă rog frumos, ce fel de acțiuni ați demarat sau demarați pentru ca recensământul să se desfășoare în bune și foarte bune condiții la noastră, în comunitățile de romi din județul Galați și pentru ca acesta să reflecte numărul real, cel pe care eu am tot spus-o și tot spun, numărul acela real pe care îl tot așteptăm, dacă va rezulta vreodată numărul real al romilor. Bună ziua și dumneavoastră și telespectatorilor noștri. Salut romii din România, dar mai ales pe cei de acasă, din județul Galați. Normal. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru invitație. Eu ce pot să vă spun în legătură cu recensământul populației și a locuințelor 2022 este faptul că am experiența altor două recensământe, da? Cel din 2002 și cel din 2011. În 2011 ne-am mobilizat puțin mai bine, dovadă că a crescut și numărul persoanelor de etnie romă în condițiile în care... Numărul declarat. Declarat, da, oficial, în condițiile în care foarte mulți au luat drumul țărilor europene. Acum, când acest recensământ se desfășoară în prima etapă online, sunt convinsă, cel puțin pentru județul Galați, nu vom ajunge cifra reală, nici nu avem cum. Dar, cu siguranță, numărul va fi mai apropiat de cel real. Deci se vor declara oamenii mai mult ca în recensământul anterior. Da, și există această posibilitate online în care se pot înregistra și cei din străinătate. Nu îi împiedică nimic. Fiecare dintre noi avem un telefon, oricât de sărac. Corect, nu trebuie să stai acasă. Nu trebuie să stăm acasă să ne înregistrăm. Apelul meu către toți cetățenii români de etnie romă, indiferent că sunt în județul Galați, indiferent că sunt în alte județe din România, chiar și pentru cei din străinătate, va fi unul de îndemn de a-și declara apartenența la etnia romilor, de a se înregistra online și dacă cei care nu pot să se înregistreze online, va fi și o etapă de recenzare față în față. Cu siguranță nu va rămâne nimeni nerecenzat. Cu siguranță că numărul romilor din România se va apropia cât de cât de cifra reală, dacă și noi ne mobilizăm și prin resursele umane de etnie romă pe care le avem la nivelul comunităților de romi și avem destule resurse umane care să îndeplinească criteriile, condițiile de a fi în primul rând recenzor. E necesar să fie. Avem o armată de oameni care au terminat studii superioare, studenți acum, la acest moment, și foarte mulți care au studii medii cu diplomă de bacalaureat. Vă referiți la persoane de etnie romă care ar putea să fie recenzori? Avem foarte multă resursă umană de etnie romă care să întrunească condițiile. Ce înseamnă condiții? Cele puse de lege. Să ai studii medii, dar cu siguranță voi da foarte mulți cu studii superioare ca să aibă punctaj mai mare la selecție, să știe să utilizeze calculatorul, să nu aibă cazier, să aibă împlinit 18 ani. Deci nu ne lipsește această resursă umană. Este absolut necesar recenzorul rom în comunitățile de romi față de recenzorul care nu este de etnie romă. Care ar fi avantajele sau dezavantajele, dacă există? Avantaje și dezavantaje pe care cu siguranță le cunoști tu și le cunosc mulți alții. Eu, așa, în general le cunosc, dar m-ar interesa părerea dumneavoastră. În primul rând, eu am participat la procesul de pre-autorecenzare anul trecut, când am primit un formular pe adresa de mail și pe care l-am completat și mi s-a părut foarte ușor de completat, cu siguranță că oricine îl poate completa. Mai departe, am primit acasă un recenzor care a venit să facă o verificare în teren și vreau să vă spun că atunci când a terminat de completat formularul în tableta dumnealui, l-am întrebat dacă n-a uitat să mai impună o întrebare și a spus nu și i-am spus ba da, pentru că eu m-am autorecenzat și la căsuța etnie am bifat etnie romă. Tu nu m-ai întrebat acest lucru. Deci, practic, el întreabă toate acele, reia procesul, adică trece prin tot formularul, nu consideră că a fost completat și nu mai e nevoie. Așa a fost în acea perioadă de pre-autorecenzare. De această dată nu va fi cu recenzorul față în față, doar pentru cei care n-au ajuns la punctul înființat de OAT-uri, unde să fie asistat de un recenzor, asistat pentru cel care știe să-și introducă datele, dar sunt foarte multe persoane care probabil nu vor ști, sunt bătrâni sau n-au ochelare la ei, se întâmplă și lucrul ăsta, sau efectiv nu au accesat niciodată calculatorul. Și atunci recenzorul este obligat să-l asiste sau chiar să-l sprijine în introducerea datelor în câmpuri. Și spuneți-mi, terminați-mă că v-am întrerupt eu, e vina mea până la urmă, ce v-a răspuns recenzorul când l-ați întrebat dacă n-a uitat acea întrebare? M-a zis, s-a oprit așa în ușă, m-a privit, probabil că și-a amintit că mă știe de undeva și nu știa de unde, și atunci mi-a zis, a, sunteți doamna de la romi. I-am spus, nu, nu sunt doamna de la romi, sunt de etnie romă și te rog frumos să revii pe formular și să completezi. Numai că nu am mai putut să revină pe formular, dar nu era niciun fel de problemă pentru mine și nici pentru el, pentru că eu deja eram... Dar asta, imaginați-vă că asta se întâmplă în cazul altor persoane care nu știu cum ați știut dumneavoastră. Tocmai de aceea spun că este bine să avem recenzori de etnie romă, chiar și în această perioadă de asistare, pentru că acel recenzor va fi interesat să-l întrebe sau, dacă aparține acelei comunități de romi, el știe. Și vă garantez eu că știe și primăria, știe și poliția din localitate, știe și biserica, că ești de etnie romă sau nu. Pentru că, după cum știi, romii, cel puțin în localități, sunt comasați pe cartiere. Este adevărat că mai sunt și destui dintre ei, au făcut căsătorii mixte, s-au mutat, acolo ține de persoană. Eu i-aș sfătui pe toți să se declare de etnie romă dacă într-adevăr aparțin acestei etnii. Până la urmă sunt și avantaje pentru comunitate în sensul că vin fonduri pentru diverse proiecte raportate la numărul rezultat, numărul oficial de cetățeni de etnie romă. Da, adevărat, foarte multe UAT-uri în județul Galați. Asta printre altele, sigur. Da, unde am persoane de etnie romă. Am să vă dau doar un exemplu, Pechea. Din câte îmi spune colegul meu din primărie, expertul local pentru romi, sunt cel puțin neoficial 1000 de persoane. Când te duci pe recensământ, 8. Iată. Da? Aș putea să merg cu aceste exemple pe mai multe localități. Nu sunt în același singular timp, exemplu. Sunt proiecte în care spune grup vulnerabil cu focus pe romi, cu precădere romi. Și mă sună primarii. Doamna Gotu, ce fac? Vreau și eu să accesez. Păi dar aveți 8 romi. Nu pot, pentru că nu s-au declarat. Și atunci este adevărat că mai faci o concesie știind că într-adevăr ai romi acolo. Văzând bunăvoința primarului și intenția lui de a accesa fonduri, să rezolve o anumită problemă și pentru romi, până la urmă sunt și ei cetățenii localității respective, dai o adeverință din partea organizației pe care o reprezint, Partida Romilor Pro-Europa, în care spun că am la cunoștință și declar pe propria răspundere că în localitatea respectivă sunt 50 de familii de romi cât îi trebuie primarului să acceseze fondurile. Dar nu vreau asta la nesfârșit. Exact. Nu vreau asta la nesfârșit și nici să fac o practică din acest lucru. Adică sunt rom când am nevoie, exact cum este și atunci când accesează locurile pentru romi în licee, în facultate, el se declară că este rom doar atunci pentru că are nevoie de acea recomandare de apartenență la etnia romilor să-și ajute copilul. Nu merge. Vă mulțumesc pentru cele ce ne-a spus și vă doresc mult succes, doamna Pietru. Mulțumesc. Să dea Dumnezeu să fie cifra pe care ne-o dorim. Așa să fie. Noi continuăm, dragi prieteni. Recensământul populației și al locuințelor a început. Nu sta deoparte, declară-ți etnia, construiește alături de semenii tăi un viitor mai sigur. Pentru etnia romă, recensământul de anul acesta înseamnă unitate. Sunt mama, sunt soție, sunt fiică, sunt soră, sunt psiholog și nu mi-este rușine cu etnia mea. Recensământul este aici și acum. Declară-te rom. Fiți responsabili. Fiți mândri că faceți parte din această etnie. Eu mă declar rom. Eu mă declar de etnie romă. Eu mă declar rom. Eu mă declar rom. Nu accepta să fii un anonim și tu faci parte din România. Opre Roma. Declară-ți etnia. Dragi prieteni, este importantă și vocea tinerilor. Tinerii sunt o resursă demnă de luat în seamă, iar Partida Romilor Pro Europa are filiale de tineret în toată țara. Vorbim în acest moment cu președintele organizației de tineret a filialei Partidei Romilor din Cluj, Dragoș Roșianu. Dragoș, îți mulțumesc că ai acceptat să fii la masa dialogului nostru cu drag. Spune-mi, te rog, ce fel de acțiuni ați demarat voi sau demarați în această perioadă pentru ca recensământul să se desfășoare cât mai bine, în cât mai bune condiții și ca acesta, cum am vorbit și cu invitații anteriori, să reflecte cât mai corect realitatea. Și mă refer aici la, sigur, vorbim despre numărul de romi. Noi știm că există aceste diferențe între numărul oficial, rezultat în recensământul anterior, și numărul real. Ceea ce putem să vă spunem, în județul Cluj, așa cum s-a discutat și azi la ședința centrală, s-a semnat un protocol de colaborare între noi, Asociația Partida Romilor și INS. Urmează să ne deplasăm și noi în comunități în următoarea perioadă, având în vedere că s-a aprobat o campanie de informare Asumă-ți identitatea, mândru că sunt rom, unde ne vom deplasa în comunități și vom încerca să îndemnăm populația romă de la mic la mare să-și declare apartenența la etnie, deoarece este un lucru foarte bun acesta, ca să-și declare apartenența, deoarece în ultimii ani și pot să spun că la ultimul recensământ nu s-au declarat. Vă dau un exemplu, la noi în județul Cluj, o să rămâneți surprinși, cât și noastră, cât și telespectatorii, avem declarați per județ 8.000 de persoane de etnie romă, iar neoficial noi suntem în jur de 20 ceva de mii. Deci ceva mai mult este de un scor inacceptabil, pot să spun așa. Dar ce crezi tu că i-a determinat pe oameni să nu se declare? Ce pot să vă spun? În primul rând, lipsa de educație. Recenzorul, cum se duce în comunitate și cum a fost și în anul 2011, l-a luat la repezeală. Atunci era un formular în care se completa anumite aspecte și anumite informații legate de locuință, de copii, de studii și așa mai departe. Iar când s-a ajuns la acel segment să-și declare apartenența la etnie, una dintre chestiunile care ne deranjează și așa și pe noi. Și care interesează. Da, a fost că îi trecem în români. Sau pur și simplu i-a fost rușine de apartenența lui. Dar m-ar interesa, Dragoș, câteva argumente din partea ta, ca lider al tineretului, al tinerilor din Cluj, din partea tinerilor în general, către etnicii romi, câteva argumente în favoarea declarării și asumării de către acești oameni a etniei din care fac ei parte. Ceea ce pot să vă spun eu ca și reprezentant al organizației de tineret în filiala județeană Cluj, dacă ar fi să una dintre chestiunile care m-ar lega de comunitatea romă și de așa ca și etnie, ar fi în primul rând că ar trebui să aduc în față niște personalități pozitive, personalități care pot să vină în față cu un exemplu pur că ești țigan și ar putea să ne... Uite, s-a declarat de etnie romă, de ce nu pot să o fac și eu? Sau pe altă parte, acum pot să spun că la partea educației noi avem și o amplă acțiune pe campania Noi îți dăm recomandarea și aici ar avea oportunitatea să-și declare etnia și ar putea să ocupe un post la liceu sau la facultate pe partea etniei. Cineva spunea, dom'le, de multe ori oamenii vin la mine să ceară recomandare pentru copii și în momentul în care am nevoie de serviciile lor sau de ajutorul lor și să se declare că-s de etnie romă, nu se mai declară, adică la plăcinte înainte, la război înapoi, cum ar veni. Păi avem și multe cazuri, dacă stăm și discutăm și ajungem în segmentul educațional, multe organizații rome, nu pot să spun care sunt, dar știm cu toții că oferă unele recomandări în facultăți și în licee persoanelor de etnie maghiară, română, mă refer la majoritari, oameni care beneficiază de aceste oportunități ale noastre. Și de ce să nu beneficiem noi, să ne declarăm că suntem de etnie romă și să avem niște oportunități, niște favoruri în care le putem câștiga, să ne declarăm aceasta. Este și ăsta un paradox, adică oamenii care ar putea să aibă anumite beneficii până la urmă, de pe urma faptului că au admis că sunt de etnie romă și declară acest aspect, nu vor acest lucru, în timp ce o persoane din alte etnii sau minorități ar vrea să fie de etnie romă, acceptă să fie de etnie romă, în ghilimele de rigoare, ca să să beneficieze de anumite oportunități. Dar pentru că ai zis despre educație, spune-mi cum ați început această campanie. Noi îți dăm recomandarea. Da, urmează în etapa aceasta. Urmează protocolul cu inspectoratele școlare. La nivel național, din câte mi s-a spus de către domnul președinte Nicolae Pons, s-a semnat la nivel național acest protocol și urmează să fie și la nivel județean. La noi la Cluj ducem o colaborare foarte bună, pot să spun, cu inspectoratul școlar și o să încercăm campania aceasta, noi îți dăm recomandarea, să o ducem și în acest an cu rezultate bune, așa cum am dus-o și anul trecut. Faptul de a aparține acestei minorități fascinante, faptul de a ști încă o limbă, de a ști o limbă în plus, faptul de a avea niște tradiții așa de bogate, un suflet așa de plin, așa de încărcat, o istorie în urmă, așa de intensă, da, ne dă un plus valoare. Sigur că și oriunde merg, eu mă mândresc că sunt rom. Și eu și întreaga mea familie. Și asta înseamnă că îți respecti părinții, îți respecti strămoșii care s-au luptat. Și asta este o tradiție și trebuie să o duci mai departe. Ajungi până aici, exact. Adică încerc și eu să, alături de tine, să ofer argumente oamenilor să-și declare apartenența. Și să-și asume identitatea și, repet ce am spus într-o emisiune anterioară, spunea cineva drag, atunci când îți asumi etnia, ai o identitate. Nu accepta să fii un anonim, asumă-ți identitatea. Încă o dată îți mulțumesc, drag. Mulțumesc și eu și vă doresc cele bune. Doamne ajută! În acest moment, alături de noi la această masă a dialogului, se află domnul Marian Daragiu, subsecretar de stat în Ministerul Educației și Cercetării și, de asemenea, vicepreședinte al Partidei Romilor Pro Europa. Domnule Daragiu, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră la un scurt dialog. Ce impact credeți că are rezultatul acestui recensământ în care ne aflăm acum, suntem în acest proces de recenzare, rezultatului în ceea ce privește numărul de romi, care va fi mai aproape sau mai departe de realitate, de ce impact va avea acest rezultat asupra educației copiilor romi în general? Și apoi poate detaliem câteva aspecte. Mulțumesc tare mult de invitație. Îi salut și eu pe telespectatori. Educația este un drept fundamental al fiecărui cetățean, al fiecărui tânăr, al fiecărui copil. Fără educație nu ne putem aștepta la o evoluție firească, nu ne putem aștepta la cetățeni care să își asume ca adulți independența proprii familii. Acum, de când lucrez în minister de aproape o jumătate de an, am putut să iau contact cu diferite școli, cu diferite comunități în care avem o pondere însemnată de copii romi. Și trebuie să vă spun că părinții fac eforturi mari pentru a-i menține pe copii în școală. Este și interesul Ministerului Educației să surprindem cât mai bine și cât mai fidel prin date, pentru că vorbim despre recensământ, care este situația exactă în școli, câți copii avem în școli, care sunt dificultățile care îi împiedică să participe la școală. Și fac și eu un apel către părinți, pentru că suntem într-o perioadă în care vom culege date la nivel național prin intermediul recensământului, să aibă libertatea să își asume apartenența etnică. Ce frumos a spus, să aibă libertatea să își asume. În definitiv, este o libertate. De adică, acord. Sorin, este foarte simplu. A fi rom nu este greșit. Greșit este să furi, greșit este să te zbați la limita sărăciei, greșit este să fii un cetățean de care ceilalți să nu fie mândru, greșit este să nu poți să susții familia, dar a fi rom, cum ar fi să fii maghiar sau român sau orice altă cetățenie, este absolut o chestiune firească. Prezența copiilor în școală este până la urmă, cum să spun, firească și necesară, așa cum spuneam, pentru a merge mai departe. Există o rată de abandon școlar care nu ne face cinste. Iar aici sunt diferite motive și le putem... Vorbim de rată de abandon școlar în rândul romilor. În rândul romilor, în mod special. Și factorii care influențează abandonul școlar sunt în mare parte factori socioeconomici. Adică în acest recensământ este foarte important ca părinții, pentru că nu vorbim doar de recenzarea populației, ci vorbim și de recenzarea locuințelor. Este foarte important să știm câți copii, câte familii se confruntă cu dificultăți legate, de exemplu, de lipsa accesului la curent electric, lipsa accesului la apă potabilă, lipsa accesului la o locuire decentă, pentru că toate aceste realități pe care le vom regăsi adunate în recensământ ne va putea acorda nouă posibilitatea să avem o imagine globală de sus asupra situației exacte din teritoriu și să putem ulterior prin programe să acționăm exact acolo unde sunt problemele care afectează participarea școlară a copiilor. De aceea, vedeți, în felul acesta influențează de fapt participarea școlară, educația, realitatea declarării sau corectitudinea declarării etniei. Exact. Imaginați-vă că suntem în fața unui computer și ne uităm pe situația din localitatea X. Din datele statistice, nouă ne reiese că nu avem nicio familie de romi. În realitate, zeci și sute de familii din acea comunitate se zbat la limita sărăciei. Cum să ajuți o comunitate dacă statistica nu există? Cum să duci programe de sprijinire? Pentru că politicile se realizează pe bază de statistici. Pe bază de statistici, pe bază de indicatori, pe bază de cifre. Dacă în realitate acolo se află o comunitate întreagă care se zbate la limita sărăciei și copii care fac eforturi pentru a-și menține un parcurs educațional cât mai bun, dar tu nu vezi această realitate în date statistice, nu poți să incluzi în niciun program, în nicio finanțare, sute și mii de copii pe care altfel ai putea să-i ajuți. Și aș vrea să înțeleagă foarte clar, ceea ce se întâmplă în această perioadă, adică recenzarea populației și a locuințelor, se întâmplă odată la 10 ani. Este șansa noastră, este o oportunitate pe care nu avem voie să o ratăm. Trebuie să o fructificăm și trebuie să vorbim deschis despre noi, despre cine suntem. Chiar mai important decât alegerile care se întâmplă mai repede. Care se întâmplă odată la 4 ani și, sigur, romii trebuie să spună foarte clar, da, sunt de etnie romă, atâția copii am în familie, aceasta este vârsta lor, acestea sunt condițiile pe care le avem și atunci organizația noastră, Asociația Partida Romilor Pro-Europa, prin acțiunile și prin activitățile și prin politica pe care o desfășurăm de-a lungul anilor, putem să ne apropiem și de aceste comunități pentru că ele vor apărea statistic în rapoartele oficiale. Suntem într-o perioadă în care deja Partida Romilor, prin anumite filiale, prin reprezentanții săi, a început acele campanii de informare în comunități referitor la locurile în școli, în licee, pe care să le urmeze, să le acceseze elevii. Există anumite acțiuni, anumite inițiative din partea Ministerului Educației în această privință, sigur, referitor la copiii romi. Locurile speciale se alocă în funcție de cereri. Locurile speciale înseamnă că romi care provin din medii mai sărace, medii în care părinții fac eforturi pentru a-i menține pe copii în educație, pot să acceseze aceste locuri dacă știm despre o cerere, dacă știm că sunt copii care vor să meargă mai departe la liceu. Acum, la întâlnirea cu Consiliul Director, facem și acest lucru, informăm pe lideri despre această solicitare a noastră de a comunica prin intermediul mediatorilor școlari, al liderilor locali, al facilitatorilor comunitari, situația legată de copii care vor să meargă mai departe la liceu, având o imagine la liceu și la facultate mai departe. Știind care este cererea, vom putea apoi să punem și la dispoziție locurile speciale, cifra exactă despre câți copii pot să acceseze. Deci nu contează cât a fost, care a fost acest număr anul trecut, nu. Important strict este în funcție de acele solicitări. De acele solicitări, iar părinții trebuie să aibă disponibilitate, să fie partenerii liderilor noștri, să colaboreze cu ei, să comunice cu ei și să informeze despre intenția copiilor de a merge mai departe. Nu trebuie să rămânem la 8 clase. Adică sistemul educațional ne oferă posibilitatea să devină copiii noștri să aibă o meserie bună. Unii vor fi, instalatori sanitari, alții vor fi electricieni, alții vor fi mecanici auto. Meserii căutate, meserii necesare. Da, absolut, fete care vor alege poate coafiură, frizerie. Pentru asta trebuie să meargă la școlile profesionale, trebuie să meargă în învățământul dual. Sunt apoi copii care vor vrea să meargă la liceu, vor vrea să-și iau bacalaureatul, să meargă la o facultate. Posibilitățile sunt la îndemâna noastră, iar pentru asta noi trebuie să recunoaștem deschis cine suntem și ce vrem. Pentru asta trebuie să ai curajul să spui cine ești. Iar mesajul, așa cum spuneam, este acela: suntem romi și vrem educație. Mulțumesc frumos! Aș repeta ce a zis ceva mai devreme. Pentru asta este necesar să ai curajul să spui cine ești. Este un curaj și în același timp o libertate, iarăși mi-a rămas în minte și mi-a plăcut foarte mult, libertatea de a-ți afirma deschis etnia. Vă mulțumesc, domnule Zaragiu, și mult succes în activitatea noastră. Mulțumesc tare mult! Deocamdată vă spunem să fiți sănătoși, să fiți bucuroși și să ne vedem la următoarele noastre emisiuni cu aspecte extrem de interesante din sânul acestei etnii a romilor, o etnie fascinantă, credeți-mă.